Acum fie vorba între noi, abia am terminat cu casa și deja m-am apucat de altă casă, pentru că aș putea să zic că asta e a doua mea casă și așa se întâmplă cu această cameră, o refacem complet. Ce faci tăi acolo? Acela e Pampi? Nu e Pampi? Da. Oare coadă de aia? A, dar cum îl cheamă pe ăsta, tati? Yes. Mim-nim. Bravo. Mai știi pe ăsta? Care, tati? Ia să vedem. Ăsta. Ăsta este Indosuchus. Da, tati, tu îl mai știi pe alosaurul ăsta? Da, tati, îl știu, Alosaurus. Interesant, Baryonyx. Trebuie să o luăm pe asta astăzi. Astăzi avem de făcut reclamă la o nouă trotinetă care se cheamă Ride Skywalk. Și bineînțeles că trebuie să ne jucăm un pic cu ea înainte. Chiar i-am făcut ieri un scurt test să văd cât de repede merge. Păi și merge, dracă, cu vreo 25 de km la oră și are și range destul de bună. Deci lejer, cred că ai autonomie vreo 20 de km cu ea fără absolut nicio problemă. Da, da, mai păcălit. Acum fie vorba între noi, abia am terminat cu casa și deja m-am apucat de altă casă, pentru că aș putea să zic că asta e a doua mea casă și așa se întâmplă cu această cameră, o refacem complet. Cel mai drag îmi este momentul în care ajung la Plus Auto Trade de această cameră, pentru că camera asta în momentul de față e ca copilașul meu, să-i spun așa. Am făcut totul de la zero aici în momentul în care am venit inițial aici la Plus Auto Trade, aici era o bucătărie. Și ne trebuia un spațiu dedicat pentru a face poze, pentru a filma, pentru a face TikTok-uri, pentru a face content și așa mai departe, toate lucrurile astea care le facem de obicei pentru Plus Auto Trade, fix într-o cameră de acest gen. În momentul de față, aici se schimbă totul complet. Practic am refăcut tavanul, pentru că tavanul era din acela casetat și nu era tocmai cea mai bună variantă, mai ales pentru ceea ce aveam noi de făcut, pentru că în momentul în care făceam poze pe mașini, poze pentru mașini, se vedeau toate reflexiile LED-urilor de sus. Și acum o să avem un singur LED, exact ca în showroom, pentru că tavanul s-a practic l-a refăcut de la zero, care o să arate ideal pe mașină. În plus de asta, să avem variator. Ce înseamnă asta? Că putem să ne setăm intensitatea în funcție de cum vrem. Dacă vrem să avem o poză mai moody, putem să facem asta și să dăm mai tare. Dacă vrem să avem o poză clară și poze pentru site, practic, o să dăm intensitatea la maxim și toate aceste lucruri o să le putem face cu ajutorul luminii din tavan, care o să arate senzațional și sunt foarte încântat de treaba asta pentru că am tras foarte mult ca să avem această lumină și să o schimbăm, cu toate că inițial, după cum vă spuneam, deci totul a pornit de la o bucătărie. În cazul în care n-ați văzut până acum, aici era un logo și o să fie în continuare un logo. Aici, practic, o să vină logo-ul Plus Auto 3 și ne gândeam de data asta să-l facem și luminat, pentru că ar arăta mult mai mișto, mai ales în situația în care am vrea să facem niște poze. O dată să le facem pe lumină puternică sau o dată să le facem cu lumini colorate. Asta depinde, pentru că tavanul de sus o să fie o singură lumină neutră de 4000 de Kelvin. Dar, în situația în care vrem să schimbăm, să facem cu lumini colorate, putem să punem lumini adiționale pentru asta. Și aici o să avem o galerie de artă, niște poze pe care le avem deja, doar le punem din nou. Și pentru că în momentul în care făceam poze din partea asta, se vedeau urât aici, se vedeau schelele și ce mai erau înainte, niște bucăți de metal care au fost făcute pentru a monta ușile glisante, am făcut totuși această ramă albă care ne ajută, ne oferă un aspect mai curat, să spunem așa. Abia aștept să fie gata încăperea asta, sunt foarte entuziasmat de rezultatul final și în mare parte pot să spun că am făcut design interior aici. Cu toate că nu am neapărat o pregătire în domeniul ăsta, cred că o să iasă senzațional și abia aștept să fie gata pentru că o să mulgem camera asta la maxim. Am uitat să pun și frână aici, de bun. Hai că am luat și trotineta. Bă, e chiar mișto trotineta asta, sincer să vă zic, chiar îmi place. Ride Skywalk se cheamă și o să-i facem un review chiar acum și dacă vreți să vedeți prezentarea întreagă, o să o găsiți pe pagina lor. Una peste alta am ajuns înapoi acasă. Singura chestie pe care trebuie să o mai facem acum este să ne facem check-in-ul, pentru că mâine este ziua în care ne luăm zborul. Bă, dar am filmat o reclamă la trotineta astăzi, bătea un vânt, am și zis, mamă, stai să vezi că n-avem ce să înregistrăm sunet cu vântul ăsta. La masca fratele vostru l-a băgat acolo sub geaca de blugi și se aude exact ce trebuie. Bă, sincer să vă zic că am început să-mi placă reclamele astea la trotinete. Am făcut deja vreo 4 prezentări, 3 reclame și din punctul meu de vedere, cred că la ora actuală Ride, din punctul ăsta de vedere, sunt cel mai bine poziționați pe piață pentru că nu prea există oameni care își fac reclamă, care așa, branduri cel puțin pe nișa asta în România. Și Ride este unul dintre cele mai bine vândute branduri pe EMAG cel puțin. Așa că dacă vreți să aflați mai multe detalii, intrați pe canalul lor, las aici, să vedeți reclama întreagă. Vă pun poate câteva cadre așa rapid să vă uitați. A rămas surprins, nu știam până acum că lacul Mori arată atât de bine. După ce l-au refăcut acum cel puțin, chiar arată super tare zona și am filmat frumos, n-am avut nicio treabă, niciun stres. Rapid și eficienți am fost.
Una peste alta, astăzi am avut o zi foarte încărcată. Cred că o să iasă super bine reclama, cu toate că era un pic de zgomot. Așa că am ajuns și la piscină. După cum puteți bine observa, am acoperit-o pentru că deja s-a făcut răcoric afară, cu toate că săptămâna trecută a fost destul de bine. Am avut și un 27, am avut și un 28 de grade. Am mai făcut vreo două băi săptămâna trecută, așa un pic forțate. Dar n-aș putea neapărat să spun că e o situație în care aș sta neapărat foarte mult în piscină. Așadar, hai să vorbim acum rapid de costurile întreținerii unei piscine și dacă merită sau nu să ai o piscină la tine acasă. Roboțelul! Dar ce părere aveți totuși de gardul din spatele meu, a? Vă place? E un gard improvizat de mine în loc de plăci, pe care probabil o să-l filmez în alt episod dacă e cazul. În momentul de față nu e încă finalizat 100%, dar am pus gardul acesta pentru că pur și simplu mi se părea că gardul de plăci nu e neapărat pe stilul meu și arată mult mai bine asta. Sincer, mie chiar îmi place cum a ieșit, se putea și mai bine. Op, mamă, dar bate soarele rău de tot, hai să ne mutăm la umbră. Costul de întreținere a piscinei pe toată vara a fost soluțiile, în primul rând. Am avut soluții cam de, să zic, vreo 400 de lei pe toată vara. După ce am pus stația de tratare pentru clor lichid, clor pe bază de injecție și pH pe bază de injecție, putea să zic că aceste două substanțe nu cred că au însumat mai mult de 250 de lei, dacă nu mă înșel, ceva de genul, pentru că am suplimentat clorul și cu pastile. Cam astea au fost substanțele pe care le-am folosit în mare parte, clor și pH. That's it. Stația de tratare m-a salvat de toată bătaia de cap pentru a sta și a regla pH-ul și să vezi dacă e ce trebuie sau nu. Costul curentului, un cost foarte important pentru că pompa funcționează pe timpul verii, 8 ore da, 4 ore nu. Deci în mare parte cam ăsta e ciclul pe care e setată vara și consumă în general cam 1 kW pe oră. Costul curentului pe toată perioada verii, în verile cele mai grele, a fost undeva de 500 de lei pe lună. Mie, sincer să vă spun, nu mi se pare neapărat un cost foarte mare. 500 de lei am plătit tot curentul casei, adică inclusiv pentru piscină. De fapt, nu. E posibil să fie 500 de lei doar pentru piscină. Să zicem 500 de lei pentru piscină. Nu mi se pare neapărat un cost mare. De ce? Tu dacă mergi la piscină cu familia, 3 persoane să zic, sau chiar 4, plătești undeva la 90-100 de lei intrarea de persoană. Asta înseamnă că dintr-un foc plătești un 250 de lei, să zicem, minim. După care ai consumație pe toată ziua respectivă și în momentul în care te duci la o piscină publică nu ești chiar ca acasă. Adică nu e ca și cum în momentul în care te plictisești poți să zici, bă, gata, nu mai vreau să mai stau, pot să plec pentru că am stat suficient astăzi la piscină. Pentru că de obicei când ai totuși 500 de lei, să zic, și vrei să stai o zi la piscină, stai toată ziua până la finalul zilei, nu? Cel puțin eu așa gândesc. Din punctul meu de vedere, dacă plătești 500 de lei pe toată vara în comparație cu 2 zile de piscină, să zicem, pe lună, la o piscină publică, e rentabil. Adică eu unul consider că e rentabil să ai o piscină acasă și e mai eficient din punct de vedere al costurilor decât în a merge la o piscină publică. E drept că și întreținerea nu e tocmai ușoară, dar eu am rezolvat întreținerea foarte ușor pentru că am cumpărat un roboțel care curăță perfect piscina și n-am absolut nicio problemă împreună cu prelata, mai ales acum când o să cadă frunzele. E totul rezolvat, a fost foarte ușor de întreținut și foarte simplu de curățat piscina. Așa că dacă ar fi să mă întrebe acum dacă merită să ai o piscină acasă, răspunsul meu e da, merită. Da, adică toate lucrurile astea trebuie să le iei în calcul, să le pui în balanță, dar din punctul meu de vedere merită 100%, mai ales că în general îmi cresc valoarea casei. Un lucru pe care nu pot să nu-l admit. E clar că nu e un must, dar dacă tot îți faci o casă până la urmă și ai și curte și ai și spațiu, mai ales în situația în care ai copii, îți aduce un plus de fericire și de confort și de libertate oarecum, pentru că poți să faci o baie oricând. Ăsta e luxul suprem, mi se pare, și ăsta e motivul pentru care am făcut asta, pentru că mă pot bucura de vreme frumoasă oricând, fără să trebuiască să sun să fac o programare și fără să trebuiască să fiu forțat să stau toată ziua la piscină. Cam asta e în mare parte, eu unul consider că merită. Mâine plecăm în aventură, așa că ne vedem mâine. Vă mulțumesc că v-ați uitat și vă încurajez în continuare să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja până acum. La revedere! Bye, bye!